Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de data aceasta a Istoriilor Secrete și vă propun astăzi o discuție despre un personaj absolut fascinant. Poate foarte puțin dintre dumneavoastră, când aud de Maria Tănase, se gândesc sau știu cât de complex a fost acest personaj pentru istoria noastră interbelică. Am aici o carte scrisă de Stejerel Olaru, istoric, invitatul meu de la această oră. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Și vă mărturisesc că această carte pentru mine a fost o revelație. Am plecat de la premisa că o să descoper un personaj fascinant și așa s-a întâmplat. Știam câteva aspecte din viața Mariei Tănase, dar nu atâtea detalii. Dar am descoperit mai mult decât atât. Am descoperit o lume, o epocă, multe, multe alte personaje care au avut până la un punct legătură cu personajul central. Am descoperit mai multe povești într-o singură poveste mare și nici nu știu cât o să avem putere, timp să le parcurgem pe toate filă cu filă. Oricum, vă încurajez să găsiți această carte în librării și să o parcurgeți. Poate părea superficial subiectul la o primă idee. O artistă interbelică din România. Vă asigur, nu este așa. Și chiar așa, cu asta și începe, poate că e o bună rampă de lansare în discuția noastră. După ce ați pus punct acestei cărți, ați înțeles cine a fost Maria Tănase cu adevărat? Cred că da. M-am întrebat acest da? Lucru. Da. Adică ați avut, pe măsură ce scriam. Ați avut genul de dilemă, oare scriu da. Ce trebuie, scriu? Am avut această da? Dilemă, da. M-am frământat de multe ori gândindu-mă dacă am reușit să o înțeleg pe Maria Tănase exact așa cum a fost ea, ca personalitate artistică și ca om, și dacă în cartea mea va apărea așa cum cred că credeam și cred în continuare că a fost. Cum spuneați, Maria Tănase a avut o viață de excepție. A murit la 49 de ani. Dar chiar și așa, în cei 49 de ani, într-o viață scurtă, dar plină de istorii, plină de evenimente spectaculoase, fabuloasă, am putea spune că a trăit cât am putea trăi noi în 140 sigur. De ani. Și are poate nefericita șansa de a se fi născut într-o cultură mică, precum cea a țării noastre, cel puțin și raportată la acel moment și cu siguranță raportată la ziua de azi, că dacă s-ar fi născut, nu știu, și ar fi avut povestea asta de viață în Franța, în Statele Unite, cu siguranță ar fi fost ecranizată de mult și ar fi făcut în conjurul planetei. Pentru că nu e doar artista Maria Tănase, este... poate spionul Maria Tănase, este femeia fatală Maria Tănase, care a iubit fără inhibiții și fără limite, este colaboratoarea securității Maria Tănase, este de la revelația muzicii de folclor la interzisa regimului Antonescu. Și chiar și a regimului comunist. Și a regimului comunist, sigur că da. De asta vă spuneam, am încercat în fel și chip să așez acest interviu, dar mi-a fost foarte, foarte greu pentru că nu reușeam să-mi dau seama ce e mai fascinant. Și mă gândeam tot timpul, chiar a avut talentul ăsta uriaș sau doar pentru că conjunctural a cunoscut persoane potrivite la momentul potrivit a ajuns să fie cine e recunoscut astăzi? Cred că a avut acest talent și talentul îi se datorează ascensiunea fabuloasă în plan artistic, mai ales dacă ne gândim că Maria Tănase vine dintr-o familie săracă, care locuia la Mahala. Deci, fără mijloace materiale solide care să o ajute să pătrundă în această lume. Suntem la începutul anilor 30. Chiar pe la jumătatea anilor 30, când Maria Tănase face eforturi să devină artistă. Nimeni nu o bagă în seamă. Începe să aibă câteva relații, să cunoască persoane care ar putea să o sprijine în acest sens și, e adevărat, unele dintre aceste relații au succes. Dar este și intuiția ei. Și, bineînțeles, este și talentul ei. Pentru că în viața Mariei Tănase ca artistă,
Un prim rol extrem de important îl joacă iubitul din anii 30, cred că din 30 până în 39, dacă mi-aduc aminte bine, Sandu Iliad. Sandu Iliad, da. Un intelectual de stânga, dar care îi deschide uși în societate și care, la rândul lui, o introduce unui alt intelectual, tot de stânga, Harry Browner, folclorist, cum îl spunea el, culegător de folclor în acea perioadă și care înțelege valoarea artistică a Mariei Tănase și își propune să îi cultive această valoare, astfel încât să o transforme într-o artistă. Deci, talentul ei, fără doar și poate, este condiția primordială care a făcut ca astăzi să știm cu toții despre Maria Tănase. Pentru că cartea dumneavoastră se deschide cu... e ca o fereastră, așa, când deschizi geamul și auzi zgomotul de stradă. Așa se deschide cartea dumneavoastră. Deschideți larg fereastra către o seară de vară de la Neptun, de la restaurantul unde a cântat, a debutat și a cântat ani la rândul și de unde a plecat cu scandal. Scandal cenzurat de autoritățile vremii, cum consemnați în carte, fără să existe o explicație de ce. Poate explicația stă în relațiile pe care deja le construise și în puterea pe care o avea asupra mai marilor zilei, habar n-am. Da, restaurantul Neptun nu a debutat acolo, dar este unul dintre primele restaurante unde a cântat și unde a devenit extrem de cunoscută. Suntem în anul 1938, deja în a doua parte a anului 1938, când încheie acest contract cu patronul restaurantului. Dar unde a debutat? Aflat nu mai țin minte exact, Crâșma, cum se numea, înainte de Neptun. Dar oricum, în septembrie-octombrie 38, când cântă la Neptun, ea debutase deja la radio, în februarie 1938. A fost punctul culminant, a fost... radiodifuziunea în acel moment era rampa de lansare a unui artist. Nu orice artist ajungea să fie invitat să cânte la radio sau să interpreteze la radio. Are această șansă și din acel moment practic este cunoscută de toată țara. Îmi aduc aminte și acum un pianist care lucra la radio și care o asculta în direct în acea zi și care s-a îmbrăcat, era într-o duminică, și care s-a îmbrăcat să se ducă la radio să o cunoască, pentru că spunea el, auzisem ceea ce nu mai auzisem până atunci. Era fabulos, era nou, era inedit, dar în același timp era puternic și impresionant. Vocea și cântecul ei. Pentru că suntem la sfârșitul anilor 30, când cântecul popular... nu e atât de cântat în centrul orașului cum am crede noi astăzi. Cântecul popular era la Mahala, era la marginea orașului, era în obor când avea loc târgul. Dar în centru, la Simandicoș, se cântau romanțe, tangouri, șansonete. Și cine încerca, au fost și alți cântăreți de muzică populară, de folclor, înaintea Mariei Tănase. Care n-au avut același succes. Care n-au avut succes. Exact, exact. N-au reușit. Dar au cântat în astfel de restaurante, dar contractele lor au fost oprite la scurt timp. Însă Maria Tănase era altfel. Vocea ei era specială. Și lumea a înțeles ușor acest lucru și are acest succes datorită radioului și apoi el continuă la restaurant în Neptun și în 39 își schimbă deja restaurant după restaurant, renegociind contractele. Ajungând la niște sume absolut fabuloase plătite pe seară. Da. 10, 12, 18 mii la un moment dat, ceva urieșesc. Da, în condițiile în care alți artiști primeau 500, 700 de lei, ca să facem comparația. Nu-mi dau seama acum ce ar însemna banii pe care îi câștiga Maria Tănase astăzi, dar știm, Maria Tănase a cheltuit, a fost cheltuitoare, niciodată nu a încercat să strângă, să se gândească la zile negre, a rămas fără bani tot timpul, mai ales în timpul războiului și imediat după război. Dar ea a câștigat sume fabuloase.
pe care l-a și cheltuit imediat. Pe ce le cheltuia? Că am văzut că insistați și pe latura aceasta feminină. Avea tot felul de plăceri, de la hainele de blană, la confortul vieții în centru, mașină cu șofer. Am mai avut și neșansa unor iubiți care au exploatat statutul ei financiar. Exact cum spuneți dumneavoastră, i-a plăcut viața bună și și-a cheltuit banii pentru a trăi, putem să spunem, luxos. A schimbat frecvent locuințele în centrul orașului. Atunci când se simțea nemulțumită, se muta imediat. Cheltuia în oraș, în magazinele de lux, dar în același timp era extrem de darnică. Și a ajutat prietenii în mod constant. La rândul ei se împrumuta în mod constant atunci când rămânea fără bani, dar a fost atât de generoasă încât unii prieteni i-au atras atenția să înceteze să mai dăruiască bani sau valori, pentru că e păcat, nu le va vedea niciodată înapoi. Localurile pe care, în care ea cânta și terasele de vară și așa mai departe erau, descrieți lucrurile astea fără exagerare și sunt convins că sunt fapte obiective, erau pline până la refuz. Lumea deja, faima îi se dusese după momentul radiofonic, după succesul acela de debut. Și deja de la diplomați, la oameni politici ai vremii, cu toții se înghesuiau la spectacolele ei. Puteți să ne descrieți ceva din momentele de epocă, din seriile acelea de vară ale unui București interbelic? Așa îmi încep cartea, cu o scenă pe care parțial mi-am imaginat-o, parțial am reconstruit-o din informațiile obținute din arhive, de la diversi martori ai vremii, care povesteau despre cum aveau loc spectacolele la restaurantul Neptun în zona Buzești, în București, atunci când cânta Maria Tănase. Localurile erau pline până la refuz, lumea stătea în picioare, lumea stătea afară, încercând să o asculte de afară, pentru că nu mai avea loc să intre. Mesele erau ocupate și de VIP-uri, cum spunem astăzi, chiar și prim-ministrii. La un moment dat am găsit note informative ale Serviciului Special de Informații despre prezența lui Iuliu Maniu în restaurant, venit special să o asculte, în condițiile în care Iuliu Maniu nu suporta viața de noapte. El se culca de vreme, nu ieșea în oraș seara. Dar a simțit nevoia să o cunoască și să o asculte într-un astfel de loc. Iar Maria Tănase era plăcută publicului, dar în același timp severă, pentru că nu accepta, de exemplu, să se vorbească peste cântecul ei. Nu cânta dacă nu era liniște în restaurant. Și un restaurant, atunci când cânta Maria Tănase, practic se transforma într-o scenă de Ateneu. Pentru că nimeni nu mai îndrăznea să mănânce, să vorbească, toți rămâneau încremeniți și o ascultau până când Maria Tănase își termina spectacolul. Apoi venea printre clienți, stătea de vorbă cu unii dintre ei și de altfel într-un astfel de loc l-a și cunoscut pe Maurice Negre. Marea ei iubire, un jurnalist francez care era și spion și care a avut o viață grea în România. Da, greu răspuns la întrebarea ce a fost mai mult, spion sau jurnalist. Da. Ei, în timpul războiului a fost mai mult spion decât jurnalist și e de înțeles acest lucru. Păi, asta voiam, să ajungem și la contextul acesta de război. Cum găsim Bucureștiul anilor 38-39 când s-au întâlnit ei? 30. Bucureștiul încă era în... România era neutră, era o agitație nespusă la București, toate serviciile mișinau pe aici, cele britanice, cele americane, cele nemțești, cele franceze. Descrieți-ne un pic epoca ca să înțeleagă lumea care era până la urmă relația Mariei cu publicul și cât de variată era lumea bucureșteană de atunci.
Anii 38-39 încă sunt ani frumoși din acest punct de vedere. Anul 1940 este anul care oferă primele semne că situația se complică, chiar și pentru artiști. Dar în 38-39 încă era libertate de exprimare din punct de vedere artistic. Mulți artiști evrei, de origine evrei, din România, nu aveau absolut deloc probleme să se manifeste, atât muzicieni cât și actori pe scena teatrului evreiesc. Și prin urmare am putea spune că în continuare este o atmosferă, în societatea noastră, este o atmosferă vibrantă. Românilor, bucureștenilor, în acest caz, le place să se distreze, le place să piardă timpul nopțile în localuri. Sunt foarte multe cafenele, foarte multe restaurante, există viață de noapte. E chiar acel mic Paris pe care noi astăzi îl identificăm așa, când ne raportăm la acea epocă. Era chiar atât de vibrant pe cât absolut s-a legendarizat. Absolut. Adică nu era de nimic altă exagerat. Parte, autoritățile încearcă să monitorizeze viața de noapte. Serviciile de informații ale vremii, SSI-ul, siguranța, sunt și ele prezente prin informatori, prin agenți în aceste locuri pentru a vedea cine petrece, dacă sunt politicieni, dacă sunt relații amoroase care se desfășoară în astfel de locuri. Se mai întâmpla ceva interesant. Veneau foarte mulți artiști din care din străinătate, care se opreau la București. Veneau din Uniunea Sovietică. Veneau din de la Chișinău. De regulă cine venea de la Chișinău era atent monitorizat de autorități pentru că putea fi spion sovietic. Și atunci trebuia să se facă astăzi o procedură de, să zic, o scanare a vieții respectivei persoane, se făcea și atunci. Existau informatori recrutați printre ospătari, dacă era vorba de un local select, printre portari sau un hotel. Șefii acestor localuri de regulă colaborau cu autoritățile în acest sens. Deci, pe cât era de tumultoasă, spumoasă această viață de noapte, pe atât era în atenția autorităților. Este practic momentul cel mai prielnic pentru Mania Tănase, dacă stăm să ne gândim. Faptul că ea se lansează cu adevărat la începutul lui 1938, prinde acești ani fabuloși din punct de vedere artistic pentru orașul București. Da, ea a înțeles epoca în care trăiește, a înțeles mizele acelui context. Cred că da. Dar nu așa cum ar fi, cum și am înțeles după. Avea un crez politic? Nu. Pentru că am văzut cumva o lipiți de cauza aliată. În sensul că nu s-a implicat în politică. Asta, de aceea am răspuns nu. Dar sigur că simpatiza cu cauza aliată. Asta este evident. Dar a preferat să stea deoparte de politic. A fost iubita lui Sandu Eliad, care era comunist. În casa lui Sandu Eliad, unul dintre cei care a înființat Asociația Amicii URSS la București, da. Intrau foarte mulți intelectuali de stânga. Nu-i păsa. Nu era interesată de discuțiile politice. Deci, n-a fost interesată de politică. Poate că nici n-a înțeles-o așa cum credem noi că am înțelege-o astăzi. Poate că nu îi se părea important. Lucrurile se schimbă în 1940, când regimurile politice sunt mai severe și atunci ea simte presiunea inclusiv asupra ei, iar odată cu venirea, instaurarea guvernului Antonescu și a legionarilor, deja are de suferit în mod direct. Da, anturajul ei era format din foarte mulți oameni cu contacte în servicii secrete, nemțești, prietenele cele mai bune. Mai târziu, în 30 și la jumătatea anilor 30, are relații în poliție, are relații în guvern. Cu Paximade, cu cei pe care îi identificați, care au și ajutat-o, spuneți noastră, în carieră. Sau lăsați de înțeles că
au ajutat-o. Dar mai departe, asta voiam să vă spun, cercul ei, pe măsură ce creștea popularitatea și cercul ei de prieteni, în mod evident, s-a extins. Și au apucat să se infiltreze lângă ea oameni dedicați siguranței, dar și tot felul de domnițe în slujba nenților și așa mai departe. Cât de conștientă credeți că era de jocul care se derula în viața ei, de jocul dublu al oamenilor din viața ei? E greu să răspund la această întrebare. Dacă, să spunem, o prietenă sau un prieten nu i-a mărturisit la un moment dat că este implicat și în astfel de jocuri, bănuiesc că n-a simțit că acea persoană are interese ascunse. Probabil nici nu prea o interesa. Dar nu-mi dau seama dacă a realizat că la un moment dat, deja în 39-40, se construiește o rețea informativă în jurul ei. Uh-huh. Și acea rețea informativă a durat. Așa cum Maria Tănase a trecut prin mai multe regimuri, da? Perioada interbelică, război, regimul comunist, și aceste rețele de informatori s-au transformat, da, dar au rămas, uh-huh, au rămas acolo. Pentru ca Maria Tănase să fie monitorizată. Dar, de fapt, ce se întâmplă? Atenția regimului asupra ei intervine în momentul în care ea se conectează bine, serios, la mediul diplomatic din București. Pentru că, da, ai legături cu diplomați, diplomații de regulă sunt spioni. Exact, deci, cap de rețele. Deci te-au recrutat, uh-huh, deci lucrezi pentru ei. A deci fost mult timp bănuită că a fost recrutată și că e dirijată ba de britanici. De francezi, de francezi, de britanici. Da, chiar așa, când ea se îndrăgostește de Maurice Negre, Negre, îi află condiția până în momentul arestării? Înțelege jocul dublu în care pică și ea involuntar? Și el, credeți că a iubit-o cu adevărat sau a văzut în ea potențialul informativ pe care l-a și accesat până la urmă? Bun, să spunem cine era Maurice Negre. Da, vă rog. Maurice Negre era un jurnalist francez venit în România, era corespondentul agenției Havas. Da. Agenția Havas define agenția France Press. Cea agenția de stat a Franței. A Franței. Și de altfel ajunge după război și în anii 50 să conducă France Press ca președinte în două mandate. Da, 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 da. Ceea ce mi s-a părut extraordinar. A fost cumva răsplata statului francez pentru activitatea lui din timpul războiului. Da. Da. Când a venit în România, Maurice Negre era... Cred că el e Maurice Negre, cel din dreapta... Da, acesta este Maurice Negre. Exact, da. Trebuie să vă spun că la... Fac o paranteză. Vă rog, simțiți-vă liber și nu suntem ca la televizor aici, putem să revenim, putem să... Apropo de fotografia lui Maurice Negre, unul dintre obiectivele pe care le-am avut când am scris această carte a fost să scutur cât pot de mult miturile din jurul Mariei Tănase și informația eronată. Urma să ajungem și acolo. Se propagă și astăzi. Urma să vă întreb de asta. Dacă ne uităm și pe rețelele de socializare, ba că Maria Tănase a fost mare iubire al lui Constantin Brâncuș, ba că a fost la Târgul Internațional de la Paris din 1937. Fals. Ba că nu. Bun. Și atunci am zis, ok, lucrurile astea trebuie să le descoper și să le explic cât pot de bine cititorilor, în speranța că nu se va mai scrie, nu se va mai perpetua de acum înainte. Deșartă speranță. Sigur că dar... da. Cine scrie și acum în Google Maria Tănase Brâncuș vede absolut zeci de articole, da. Da. Deși a fost ceva acolo și o să vreau să-mi explicați. Da, da. Dar am vrut la un moment dat să-l mălămuresc, doamne, când a călătorit Maria Tănase în străinătate? Uh-huh. Pentru că sunt foarte multe articole și chiar și în cărți în care subiectul este abordat, în care se spune că Maria Tănase ba a fost la Paris, ba acolo, ba acolo, în diferiți ani și nu înțelegeam, nu se pupa informația. Și atunci mi-a venit o idee. Zic, singura posibilitate de a lămuri acest lucru este să fac rost de pașaportul ei. Și am făcut o cerere care mi-a fost aprobată la direcția pașapoarte. Uh-huh. În care în cerere am trecut
să pot să studiez dosarul Mariei și dosarul lui Maurice Negre. Amândouă dosarele. Acolo am văzut exact când și-a făcut Maria Tănase pașaport, unde a călătorit, ce vize a luat, ceea ce m-a ajutat enorm ca în cronologie, carte, da. Să, exact, să folosesc în mod corect, din punct de vedere cronologic, informația. Și am văzut o fotografie a lui Maurice Negre, care nu mai există nicăieri, dar pe care nu am putut să o fotocopiez pentru că era considerat informație clasificată. Aha. Și mi-am adus aminte de acest lucru când am văzut poza lui Maurice Negre pe care o prezentați. Da, acesta este jurnalistul francez, poposit în România în, cred că la sfârșitul lui 38, și de care Maria Tănase se îndrăgostește, nebunește. Cred că Maurice Negre a iubit-o în egală măsură, chiar dacă era căsătorit, pentru că și-a trimis soția acasă. La rugămințele ei? Da, la insistențele ei. Da. Pentru a avea mai multă libertate în București, ceea ce, bineînțeles, a creat animozități în ceea ce privește relația cu soția sa. Da, Maurice Negre cred că s-a folosit de Maria Tănase. Uh-huh. Cel puțin pe partea relațională. Dar nu cred că avea cum Maria Tănase să-i furnizeze informații pe care Maurice Negre ar fi vrut să le obțină, să le culeagă și să le transmită în Franța. Mă rog, deja la rețeaua engleză, pentru că Franța căzuse la... Dacă vorbeați de, scurtă paranteză, făceați trimitere la soția lui Maurice Negre, culmea ironiei, i-a fost prezentat de Eliad Sandu. Absolut, Maurice Negre, da. De soțul Mariei Tănase, adică da, era... iubitul Mariei Tănase îi prezintă pe francez viitor iubit. Viitor iubit, da. Da. Tot în diferite lucrări se menționează altfel cum au avut loc întâlnirile dintre Maria Tănase și iubiții ei, Sandu Eliad sau chiar și Harry Browner. Iar aici arhiva siguranței m-a ajutat foarte mult. Dar ei cum s-au cunoscut? Ca să închidem capitolul ăsta de iubire nebunească dintre Maurice Negre și Maria Tănase. Efectiv, momentul întâlnirii nu am reușit să-l identific. Că îl proiectați cumva pe o seară la Neptun. Pentru că Maria Tănase, într-o declarație pe care o face la siguranță, mărturisește că uh-huh. întâlnirea a avut loc într-o seară la Neptun. Uh-huh. Dar efectiv seara care a fost, nu știm. Da. Voiam din nou să ne reproduceți... Da, este o am plecat de la o declarație a Mariei Tănase care a fost chemată de anchetatori. Cred că era în 1940. Este momentul în care, de data aceasta, nemții, prin Abwehr, prin Serviciul de Informație al Armatei Germane, uh-huh. cu acceptul tacit al românilor, al SSI-ului, vor să o recruteze pe Maria Tănase. Cred că e vorba de august 1940, ceva de genul acesta, când are loc această... Când voiau să o și trimită în Egipt. Voiau să o trimită în Egipt. I-au propus Cairo, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Iarăși, super fascinant, da. Și de acolo a trebuit să explic, adică am vrut să explic cititorilor de ce la Cairo. De ce la Cairo? Lumea se uită și nu înțelege. În documente nu se explică. Da. I se spune doar, uite, am vrea să te duci la Cairo. Mhm. Uh-huh. Pentru că la Cairo se, doreau să o, infiltreze în acea rețea antibritanică care se construia la Cairo de către nemți și români împreună, mai ales că românii deduseră rateu în ceea ce privește Egiptul, din punct de vedere informativ, avuseseră până atunci mai multe succese la Istanbul. E adevărat, dar și acolo lucrurile se vor prăbuși în curând. Dar acesta era obiectivul și mi s-a părut foarte pertinent. Adică, în definitiv, iată, ajunge la Cairo, practic se refugiază, o artistă din România care avusese iubit spion francez, occidental. Arestat de nemți. Arestat de nemți. Exact. Da. Deci n-ar fi avut de ce să colaboreze cu nemții, teoretic. Da. Deci, o femeie care s-a manifestase până atunci în anturajul occidental diplomatic. Și nemții ce credeau? Că ea se poate infiltra cu lejeritate în... Da, adică văzându-i talentul de la București, absolut. A zis gata, e câștigătoare cartea asta. Cu siguranță. Și refuză. Refuză. Refuză.
Și după aceea are loc o vizită la Istanbul, foarte interesant. Ajungem și la vizita din Istanbul. Câteva luni mai târziu. Cum e de conspirat Moris Negre? Cât a durat povestea lor de dragoste aproximativ? Încerc să-mi amintesc detaliul acesta. Cred că Moris Negre a fost arestat în vara anului 1940. Că ea face niște eforturi monumentale să reușească cumva să le elibereze. Și nu... E și condamnat. E condamnat. Este doar arestat, este condamnat la 10 ani de închisoare. Și este eliberat după mai puțin de un an, cred că după 10 luni. Și bineînțeles, cu obligația de a părăsi imediat teritoriul României, se întâmplă în 1942, moment în care Maria Tănase și Moris Negre nu se mai întâlnesc. Deși ea a tot sperat că... A sperat să plece în Franța și după război să-l reîntâlnească, dar n-a reușit pentru că nu-i mai dădea nimeni voie să plece din țară. Dar în câteva cuvinte despre activitatea, pentru că e publică și ați avut acces la informații, despre activitatea de spionaj desfășurată de Negre pe teritoriul României, el ar fi trebuit să pună la cale o întreagă rețea. Da, da. A și căzut în plasa unor oameni care... Nu se prea pricepeau cu spionajul. Cum ați descrie personajul? Nu, Moris Negre nu aș putea spune că a fost naiv. Avea destulă experiență din acest punct de vedere. Mai făcuse două mandate de corespondent la Varșovia și cred că la Budapest. Da, așa rețin din carte. Unde și acolo a avut mici acțiuni informative din ce am reușit să găsesc în arhivele din Franța. Scuzați-mă, mi-a sărit gândul la întrebare, nu mai știu de unde am plecat. Nu, voiam să ne faceți o idee despre rețeaua informativă. Rețeaua informativă ce a reușit pe teritoriul României, pentru că el de când a ajuns, din ce rețin, din ce spuneți dumneavoastră în carte, a fost imediat luat în supraveghere, adică... Da. El a trebuit, avea sarcina să construiască o rețea informativă. Francezi, români deopotrivă, care să culeagă informații despre România, despre starea de spirit a populației, despre mișcări de trupe germane din București și din țară, orice informație care putea fi utilă pentru aliați. Și care de regulă era trimisă prin corespondență la Istanbul, la rețeaua britanică din Istanbul. Numai că atunci când și-a construit rețeaua, a greșit. Pe de o parte, așa cum ziceați, și-a luat agenții incompetenți, pe de altă parte și-a luat agenți care lucrau deja cu românii și care l-au dat în vileag. Exact. Și corespondența pe care o trimitea la Istanbul era înainte citită la București. Da, asta ca să înțeleagă lumea ce inflație de servicii secrete era de fapt în București acelor vremuri. Comparabil cu Istanbulul, de altfel. Adică erau oameni racolați de toată lumea. Unii racolați de mai multe servicii. La un moment dat se bănuiau că nu mai fac servicii primului serviciu care era racolaseră. Adică era o nebunie logistică. O nebunie logistică, dar într-o lume mică. Da. Adică efortul nu era extraordinar, pentru că până la urmă era o mână de oameni în București care făceau aceste lucruri și care trebuiau... a fi monitorizate. Da. Dar da, atât siguranța cât și SSI-ul nu lăsau nimic la voia întâmplării, cel puțin pe teritoriul României, și aveau și ambiții ca să-și construiască rețele în străinătate. Și, cum spuneam, parțial au și reușit. Pe durata acestei iubiri, în 39, Maria Tănase, deja celebră, pleacă la New York. Da. Un moment foarte interesant. Și din perspectivă personală pentru ea, că marchează un prim eșec în relația cu publicul, dacă vrem să vedem și acest lucru. Despre care nu s-a vorbit. Unde? În general. Și atunci și astăzi. Da. Spune că la New York a avut un mare succes. Dar atunci ce se întâmpla în 39 la New York? Haideți să le spunem celor care ne urmăresc. Care loc? Expoziția internațională de la New York. Da. Cum ar fi astăzi, în termenii de astăzi, pavilioanele expoziționale pe care le vedem o dată la 4 ani, la Milano, la Dubai, care fiecare țară se duce și își prezintă ce are mai bun, de la culinar până la artistic, arhitectural și așa mai departe. Dar să vedeți, doamne și domnilor, unde a fost România cândva în istoria aceasta a lumii. În 39, la acest salon internațional, participă România, șef de delegație Gusti, cu Maria Tănase, Brâncuș
Cine mai era? Enescu. Enescu? Nu mai țin minte. O delegație mare, mai mulți muzicieni, Fărică, exact. Luca. Nu, dar numai când auzi numele astea, te cutremuri și îți dai seama totuși de ce episoade totuși marcante a avut parte țara asta și cu cine. Adică și ajung în 39, ajunge această delegație la New York. Un stand apreciat sau nu? Foarte apreciat, da. Foarte. Cum a fost construit și gândit? Acolo a fost și o afacere de corupție, dacă ții minte bine. Unde mâna românească e și un pic de... pentru că s-au furat niște bani din bugetul alocat pentru construirea salonului românesc. Dar cred că era o construcție cubică, dacă rețin bine, care a fost criticată în... Suntem în 39, dar deja opiniile fasciste sunt foarte prezente. Da, aveau publicațiile foarte active. Da. Prin ziarele, prin presa legionară, a fost criticată, mai ales că arhitectul și o bună parte dintre ingineri erau evrei de ori. Da. Maria Tănase însă și-a fost criticată și eșecul de la New York, pentru că noi vorbim despre eșec, dar ca să înțeleagă toată lumea, Maria Tănase a renunțat la acest contract. Nu, expoziția nu era pe 3-4 zile. Nu era pe luni de zile, da. 3-4 luni durau aceste expoziții. Și Maria Tănase cred că stă în jur de o lună, nu mai rețin, și renunță la contractul, tocmai pentru că simte că publicul nu o apreciază. Am oferit mai multe mărturii ale celor care au fost prezenți la New York și în care se explică care ar fi cauza eșecului. Probabil, spun ei, pentru că muzica populară românească nu era gustată de americani și de publicul internațional de la New York. Pe de altă parte, Maria Tănase însă și în anumite autobiografii pe care le-a scris după război, povestește despre conflictul pe care, mă rog, nemulțumirile pe care le-a avut acolo în ceea ce privește ceilalți muzicieni cu care a trebuit să colaboreze și care s-au dovedit a fi neserioși și care încercau să obțină profituri financiare rapide, și vine acasă în 1939. Stați puțin, că ați adus-o prea repede acasă. Acolo se întâlnește cu Constantin Brâncuș. Constantin Brâncuș... Prima întâlnire cu Constantin. Prima, că multă lume o fixează în Paris, dar ea n-a existat. Da, în 37 la Paris. Asta e una dintre reparația istorică pe care dumneavoastră o faceți în carte. Că multă lume a insistat pe ideea că s-au întâlnit la Paris. Nu, greșit. Ea prima dată a ieșit la New York și acolo s-au văzut la această expoziție din 39. Nu a fost întâlnirea dintre cei doi. Unul dintre motivele invocate de una dintre prietenele Mariei Tănase în ceea ce privește întoarcerea la București de la New York mai devreme a fost faptul că îi era foarte dor de Maurice Negre. Maurice Negre, iubitul ei de atunci. Suna și foarte des acasă, din ce înțeleg, și discutau orele și... Acolo îl întâlnește pe Constantin Brâncuș, care are o relație erotică. Deci a avut. De scurtă durată, da. Iar remarcele de mai târziu ale lui Constantin Brâncuș în ceea ce privește pe Maria Tănase... Dar sunt reale? Deja. Cea în care o descrie ca pe o simplă bocitoare și... Da. Sunt reale? Da. Ce a determinat reacția asta în Brâncuș? Ei, Brâncuș era un personaj excentric și complicat. Și oricum nu era genul de bărbat care să aprecieze femeile și să le situeze pe poziții de egalitate cu... Un misogin în termenii de azi. Mai ales din punct de vedere artistic, pentru că Constantin Brâncuș considera că un bărbat artist trebuie să se manifeste plenar fără să fie îngrădit de o relație cu o femeie. Mm-hmm. Dar această întâlnire de la New York este întâlnirea, singura lor întâlnire. Atât? Da. Cât apreciați că a durat relația asta strict carnală? Deduc că gândul era la Negre? În unele mărturii ale Mariei Tănase, care se păstrează în arhiva Academiei Române, face referiri la Constantin Brâncuș în sensul în care își amintește cu mare plăcere de acele săptămâni petrecute împreună. Deci săptămâni, cam asta ar fi... Da.
Și cum s-au derulat această relație? S-au înțeles? A fost o chestiune intensă? A fost o bârfă a delegației? Cum a fost? Eu n-am putut să reconstitui decât din mărturiile altora. Păi da. Și nu sunt foarte multe, trebuie să recunosc, dar ce am înțeles din ceea ce ni s-a oferit pe partea de istorie orală e că Maria Tănase l-a apreciat enorm pe Constantin Brâncuș, ca artist în primul rând, dar marea ei dragoste a rămas, francezul Maurice Negre. Și înțeleg că se despart îmbrățișați, el adormind, are ea o... Da, este... Lăsându-i o scrisoare pe... Da. Este mărturia ei, pe care am redat-o și eu în carte. Și pleacă din dezamăgită de experiența americană. Și revine în București, unde își reia viața artistică, viața de noapte. Da, mi se pare interesant momentul ăsta că povestește singură și mi-am păstrat aici un fragment, că e, vă dați seama, dă peste cap structura gândită de delegație pentru ce însemna pavilion, pentru că era piesa centrală, trebuia să întrețină atmosfera acolo și... se plânge și, bun, poate că și distanța și iubirea arzătoare pentru Negre o fac să revină în țară, dar mai zice domnia sa așa: în restaurantul în care cânta la New York, mă înfioram seara de seară când vedeam cum muzicanții cu care plecasem, cu excepția lui Grigoraș Dinicu, o rupeau la fugă după câte un client, de la care puteau ciupi câțiva cenți pentru cântare la ureche. Fugeau unul câte unul până nu mai rămânea în orchestră decât țambalul. Pe Fănică Lucă, în afară momentului în care își făcea solourile, l-auzeai oriunde. Se ținea cu naiul după câte un client prin toată expoziția, iar restul circulau ca puii de mâță. La fel, după câte un client, respectiv după mica cipeală. Și aici am avut nefericirea unei atmosfere neonorante cântecelor pe care le îndrăgeam. Asta ce spuneți dumneavoastră, că ea cultiva acea atmosferă de ateneu, pe care o regăsim și la deplasarea în Istanbul. Îi plăcea foarte mult. Există o imagine video cu Maria Tănase cântând la New York pe YouTube. Aha. Dacă vă uitați, o să vedeți. Ia căutați-o. Dacă vă uitați, Blanco, Maria Tănase New York. O să vedeți că cei care stau la mese o ignoră. Discută între ei, își petrec seara. Adică nu înțeleg spiritul muzicii Mariei Tănase. Era ceva ce ținea de bariera lingvistică, poate de tradiție, cultură. Și asta. Plus, trebuie să înțeleagă lumea și ce reprezenta New York-ul anilor 30-40. Un oraș super vibrant, super cosmopolit. În care jazzul, bluesul sunt înfloritoare. Exact. Da? Departe de ce exprima cântecul Doina românească. De undeva, dintr-o țară de care nici n-auzise. Melancolia de care... Da. Este explicabil în succesul ei de la New York, din acest punct de vedere. Dar furia ei din acest fragment și cumva n-ai cum să nu descoperi că e ceva în fibra noastră care transcede timpul, adică... Da, Fănică Luca... Diferența dintre ce avem de făcut noi ca mandatați pentru o treabă și cum înțelegem noi să ne ducem treaba la sfârșit ca români, adică... Dă-mă dracu de expoziție, hai la o mică ciupucăreală aici, că poate pică ceva. Mica ciupeală, mi-aduc aminte. Mica ciupeală românească, da, e fabuloasă. Fabulos momentul, de asta l-am și consemnat, am vrut să-l parcurg. Dacă îl găsești, Blanco, să ne spui să-l și difuzăm. Am redat în carte o corespondență a lui Fănică Luca, care fusese și la expoziția anterioară de la Paris. De la Paris, unde ea n-a fost, dar în mod greșit spuneau că a fost. Exact. Da. Unde se certase Fănică Luca cu Grigoraș Dinicu, din nou, care era conducător de delegație. La un moment dat, Fănică Luca spune, în 39, înainte de expoziția de la New York, nu mai știu cu cine corespundea, spunea: domnule, deși nu m-am înțeles cu ăștia, nu mi-a plăcut, zice, da, eu cu țara nu mă pot certa. Da. Și mă duc. Și într-adevăr, s-a dus și la New York, pentru că cu țara nu te poți certa, cum spunea Fănică Luca, care și la New York a avut astfel de momente de mică ciupeală, cum au lăutari în general. Da. Și când se întoarce de la New York, revine totuși în gloria bucureșteană, cu acele tarife uriașești, reușește să-i convingă pe tot să-i plătească cât vrea. Presa din România nu scrie. Presa din România, care este controlată de serviciul cenzurii... Avem și sunet?
Dar nu. Uitați-vă la oameni. Da. Nimeni nu o privește pe Maria Tănase. Ea încearcă să capteze atenția. Aici. Chelnerii trec nepăsători, să servească mesele, oamenii petrec, discută, nimeni nu se sizează că o mare artistă venită de undeva de departe cântă în mod fabulos lângă el sau în spatele ei sau în fața lor. Da. Și pentru ea asta este un prim șoc, un prim eșec al carierei sale de la debut, pentru că obișnuită cu scene, cu săli pline, cu grădini pline, cu ovații peste ovații, cu bisturi. Cu Alhambra, exact. București. Exact.